Brânul Purcari a fost ceva istorie. Istoria contemporană a început în 2003, de la o renovare a vinăriei vechi și a continuat mai departe cu multe, multe investiții, cu circa 500 de hectare de viță de vie, cu o vinărie foarte mare și cu un brand care deja este recunoscut în peste 20 de țări a lumii. Brandul Purcari astăzi are mai multe lucruri cu care poate să se mândrească și geografia vânzărilor deja în majoritatea țărilor europene este brandul principal de vin calitativ. Chiar în unele piețe ocupăm o poziție dominantă de peste 30, 40, chiar 50% din segmentul de vinuri calitative. Prima dată în Uniunea Europeană am fost în 1994. Olanda a fost prima țară atunci în vizită. Evident, m-a impresionat ordinea, curățenia și căsuțele foarte drăguțe și drumurile perfecte. Da, atunci în 1994 am fost mai mult pe direcția automobile. Am cumpărat 10 tiruri pentru transport vin și transport marfă. Apoi au urmat mai multe vizite în Bordeaux, în Burgundia, unde am vizitat deja vinării, producere de vin și inclusiv plantații viticole. Foarte mult am colaborat cu Spania, este cea mai mare țară viticolă, vinicolă din spațiul european. Toată lumea crește vie, face vin. În Spania au o dezvoltare foarte mare, cooperativele, unde toți cetățenii din localitate sunt acționari la acele cooperative și sunt cu a lui cotă de vie și se regăsește în acel mediu de creșterea vinului, de producerea vinului și este și moral și financiar satisfăcut din această colaborare. Pot analiza foarte mult tot ce s-a petrecut în câteva țări europene unde am și activitate. Aceasta este România, Bulgaria. Deci am văzut într-adevăr și am profitat de foarte multe proiecte europene unde am circa 8 milioane de euro pe parcurs de 5 ani de zile în diferite proiecte de dezvoltare, renovare, plantare vie și tot ce e legat cu vinul. Văd foarte bine pentru Moldova dezvoltare de restaurante, hotele, producție de pâine, producție de salamuri, agricole, inclusiv mici producători agricoli. Moldova, având tradițiile agricole, având tradițiile vinicole și având oamenii muncitori, este foarte binevenit aceste fonduri europene să ajungă și în Moldova. Și atunci transformăm Moldova într-o țară care chiar înflorește. Moldova o doresc cu infrastructură, drumuri perfecte, cu oameni care sunt mai zâmbitori, care sunt mai se bucură de viață mai mult și nu-și mai caută fericirea și viitorul în alte părți a lumii.